Proximitate, seara. Citesc la lumina de pe display-ul Philipsului numele de pe cruci, ca să o găsesc pe a tatălui meu. N-am mai fost de aproape 10 ani pe aici. Cami mă așteaptă pe alee, zgribulită toată de fric și de groază de cimitire. Îmi trece prin minte că iar învăț ce înseamnă iubire. Imediat după aia mi se face lehamită de prostia mea, de felul în care încerc să mă împac cu o iubire moartă, torturând-o pe cea vie. Îl caut totuși mai departe, călcând pedant pe borduri, evitând noroiul, examinând literele agitate ca niște șoricei speriați de lumină și încercând să nu văd cum tremură răbdătoare. Noica scrie în octombrie 86 că va muri peste 412 zile și în a 404-a goana după un șoricel îi aduce căzătura fatală. Dar poate că numele tatălui meu nu va fi un șoricel nicasian, ci unul diogenian, revelându-mi viața naturală. În orice caz, căutând printre cruci, cu camii tremurând alături, îmi aud mintea clănțănind și mormăind într-una cu vocea lui tată. Șoricel burtos, lasă burta în jos, că vine pisica și spapă burtica.